Bine ați venit pe canalul meu culinar! Astăzi vom pregăti ciorbă de curcan, o ciorbă gustoasă și sănătoasă. Așadar, vă invit cu mare drag să vedem ingredientele și modul de preparare. Avem nevoie de un morcov mare tăiat în cubulețe, 2 cepe tocate, 500 ml boș proaspăt, un păstârnac tăiat cubulețe, un ardei roșu tăiat cubulețe, o mână de tăiței, o legătură de pătrunjel, o mânuță de leuștean, sare, piper și, bineînțeles, carne de curcan. Eu am aici 3 aripi care cântăresc 1,8 kg. Pentru început vom pune carnea la fiert cu o lingură de sare și vom lăsa pe foc până ce se formează spumă la suprafața apei. Când s-a format spuma la suprafață, o vom îndepărta cu o spumieră. Apoi, vom scoate carnea cu un clește. Am terminat de scos toată carnea, acum vom arunca această apă, spălăm oala, după care punem apă curată. Am schimbat apa, am spălat și vasul. Vom pune carnea din nou în apă, avem 5 litri de apă și o vom lăsa să fiarbă pentru aproximativ o oră și jumătate. După o oră și jumătate vom adăuga legumele și începem cu ceapa, morcovul, păstârnacul și ardeiul. Amestecăm și vom lăsa să fiarbă pentru încă 20 de minute. Când legumele sunt gata, vom adăuga pătrunjelul, leușteanul și tăiței. Chiar dacă nu se înțelege, vă asigur că am și leuștean. Amestecăm, după care vom adăuga și pușul proaspăt. L-am fiert separat, după care l-am pus în ciorbă. Am adăugat 500 ml. Dacă vă place mai acruț, puteți să adăugați mai mult. Apoi vom condimenta ciorba noastră și punem jumătate de linguriță de piper, 2 lingurițe cu sare, iar pentru un plus de gust mai puteți adăuga o linguriță de delicat. Și pentru o culoare mai frumoasă a ciorbei noastre, mai adăugăm o lingură de paste de tomate. Mai lăsăm pentru 5 minute ciorba pe foc pentru a se împrieteni gusturile. Ciorba noastră de curcan este gata, este plină de legume și plină de savoare. Carnea este fragedă și gustul este extraordinar. Eu vă doresc spor la gătit și poftă bună! Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe rețete. La revedere!